Câteva minute și după ce eu cred că ceea ce a spus dumneavoastră astăzi despre frontul popular, eu am în vedere inițiativa ce trebuie cumva. Eu înțeleg că la noi există încă frica ce de cândva a rămas în sângele noastră, dar la urmă trebuie să ne dezicem și noi de frica aceasta. Deci, am văzut astăzi la Cernăuți, l-am ascultat. Deci, din vorbele dumneavoastră, mai multe aforisme am luat acum. Deci, vă doresc succes în continuare și propunerea mea, cu ca să terminăm. Un om al nimănui, un coleg al nostru, care trebuia să-i dăm cuvântul, nu mai știe. Tocmai, dragă Nicolae, noi lucrurile astea le-am programat special în încheiere punctul culminant. Așa că, da, finiși că l-am lăsat. Dar cum? Pentru că diplomația întotdeauna vin, spun cuvânt și pleacă. Noi, ca de față, am vrut să trec noi până la capăt. Tocmai de aceea, acum, mulțumim domnule consul Edmond Negoie, vă mulțumim că a fost de la început și nu numai acum, dar de mai multe ori alături de noi. Și acum vă rugăm să puneți punct la această frumoasă întâlnire a noastră, pe care cred eu deosebit de o întâlnire de suflet și de mare suflet pe care îl reprezintă Nicolae Davija. Vă rugăm! Mulțumesc că a fost mare pentru mine să fiu alături de un mare scriitor, intelectualitatea de toată românească din Bucovina, de intelectualitatea românească de Chișinău, de acasă și de acasă. Pentru că eu am simțit totul altfel scrierile domnului Nicolae Davija. Mi-a adus aminte de scrierile pe care le citeam pe furiș în adolescență. Dar astăzi am avut posibilitatea să văd și să pot să spun două, trei cuvinte despre un roman al tinerilor de astăzi. Un roman pe care tinerii l-au elogiat, pe care tinerii l-au cumpărat, pe care tinerii l-au simțit cu totul și cu totul altfel, pentru că, într-adevăr, nu numai că descrie o poveste de dragoste pe care o pune barbarii, pe care o pune cruzimii, pe care o pune lipsei de rațiune, este de altfel și un răspuns la tema pentru acasă pe care profesorul Mihai Ulmu o lansează și pe care, după parcurgerea cărții, poți într-adevăr să răspunzi la tema pentru acasă. Este o temă pentru acasă pe care autorul Nicolae Davija ne-a dat-o și nouă astăzi. Este într-adevăr un moment desăvârșit, un moment deosebit să poți lectura această carte, să o ții într-adevăr lângă inimă și e un dar de la Dumnezeu că vedeți exact la aproape de Nistru, de acolo pornește povestea cărții, spațiul cel mai estic al limbii române, al românismului. El se desfășoară, se multiplică din ce în ce spre toate colțurile în care există românism și dacă într-adevăr la 28 iunie 1940 Basarabia, potrivit cuvintelor de geniu ale marele nostru Grigore Vieru, a fost un copil înfășurat în sârmă din pată. El a găsit resursele necesare să denuiască, tocmai prin dragoste. Prin dragoste, prin această poveste de iubire care străbate ca un fir roșu întreaga operă și pe care am citit-o și luând-o ca pe o temă dată de autor pentru astăzi, dar și prin dragoste față de Dumnezeu, pentru că așa și începe cu cuvântul Evangheliei după Ioan, începe și acest capitol, primul capitol al operei sale. Pentru că împotriva acestei barbarii, acestei idei de a domina, de a depersonaliza o întreagă națiune, cea care a fost promovată, o idee de injustiție propagată de autor prin mijloace alese și mulțumesc pentru limba română folosită,
este într-adevăr o, fiecare cuvânt luat în parte arată că perioada de tinerețe în care acești tineri minunați, viitori minunați pe care au petrecut aici la Cernăuți s-au creat și împotriva tuturor întregilor sorții au făcut ca astăzi noi să ne bucurăm de cuvântul lor. A râs autorul și a descris, a ironizat foarte subtil prostia, a ironizat foarte subtil barbaria, opunându-i o poveste de dragoste, dar și dragostea față de Dumnezeu, cele două soluții care, în final, ne soluționează acea temă existențială pe care tot el însuși autorul ne-a trasat-o. Într-adevăr, dragostea nu poate fi întemnițată, o demonstrează Maria Răzeșu și Mihai Ulmu, și chiar dacă prin jertfă îi ating mântuirea, așa cum prin jertfă poporul român a ales calea mântuirii, tot astfel putem spune că este un popor învingător. Deci am trage cu toții concluzia că jertfa fiind necesară și felicit într-adevăr autorul pentru suprem al reginei pe tabla de șac, pentru că într-adevăr opera sa devine mai vie și este o pildă pentru noi toți despre jertfă și despre mântuire. Mulțumesc încă o dată și cam atât pentru opera. Mulțumesc! Și îmi pare bine că atunci cum ați dus acum discursul anume spre credință, spre căci ea ne va mântui. Astăzi, în multe din bisericile noastre, s-au citit niște lucruri deosebite spuse de Ioan Scăraru. Știți că acea scară cu 30 de trepte pe care fiecare dintre noi trebuie să o parcurgă și în momentele din învățătură pe care ne le-a dat acest cel care a urcat pe muntele Sinai și de acolo, pe urmă, Mântuitorul a putut să ne propovăduiască, spunea că sufletul mândru, care se bizuie numai pe sine, este sclavul fricii. El se teme și fuge de cel mai mic zgomot sau umbre. Tot în învățăturile lui scrie că omul fricos suferă de două boli: de puținătatea credinței și de iubirea de trup. Iar Nicolae Dabija nu este un fricos. Nicolae Dabija este un exemplu de demnitate și de pe când era student. Nu întâmplător, nu pentru curajul său l-au dat afară la universitate. Curajul său și de a spune adevărul în față l-au atacat pe nedrept foarte mulți dușmani ai neamului nostru, al spiritului și al limbii române. Și de aceea, el, tot cu aceleași cuvinte, al lui Ioan Scăraru, care este un model și de exemplu ce înseamnă urcarea, înălțarea prin spirit, este precum apa strâmtorată țâșnește spre înălțime, așa de multe ori strâmtorat de primejdii urcă spre Dumnezeu prin pocăință, iar deoarece acum ne aflăm în prajma Sfintelor Sărbătorii ale Paștelui, vreau să spun tot un citat de Ioan Scăraru: de la Hristos încoace nu mai poate spune nimeni Doamne, nu am, căci toți îl avem pe Hristos. Dar Hristos lucrează prin cei ce cred în El. Nicolae Dabija este omul care crede. Crede în Bunul Dumnezeu. Crede în mântuire. Și mai ales luptă pentru mântuirea neamului nostru. Mântuirea lui și a noastră tuturor prin unire. Căci tot în Sfânta Biblie se spune ce bine e când frații sunt împreună. Dragii mei,
astăzi noi am fost împreună. Am fost împreună cu Nicolae Dabija, cu Mihai Borăraș, cu căpitanul nostru, dar care e tot acolo la Chișinău. Deci acum doi basarabeni și noi bucovinenii de aici și bucovinenii sau basarabenii care au venit din Reunul Osulița, am fost împreună. Mulțumesc, dragă frate Nicolae, pentru aceste clipe extraordinare pe care ni le-a dăruit și să-ți dea bunul Dumnezeu ca să ajungi să ai toți atâția ani câți pomi ai în livadă de lângă casa ta, de lângă Codreni. 100. Iar opera ta suntem siguri că va trăi mai mult de 100 de ani pentru că ai pus în ea un suflet și multă credință. Dumnezeu să te ocrotească așa precum te-a ocrotit atunci la mănăstire când ai căzut și ai rămas în viață spre bucuria noastră, spre bucuria tuturor, ca să ne poți bucura cu noile tale lucrări și iată că și ne-ai bucurat de atunci cu aceste două, cu romanul și cu cartea de povestii. Dumnezeu să te țină, să te ocrotească în continuare spre bucuria noastră a tuturor. Mulțumim lui Dumnezeu că te ocrotește și să te ocrotească și în continuare să-ți ocrotească pașii și drumul tău înainte, în fruntea noastră a tuturor, conducându-ne spre acel ideal dintotdeauna a strămoșilor noștri care au dorit să ne vadă împreună. Mulțumesc și primește aceste flori din partea noastră a tuturor și de cunoștința noastră. Eu vă rog, fiți un pahar de fotografie, dragii mei, cu toții, este vin și alb și roșu de care pe care toți îl dăm, adus chiar din Moldova, de acolo, de la Nicolae Dabija.